Și cuvântul din seara aceasta vrea să ne învețe cum trebuie să se poarte într-o asemenea situație omul care vrea să fie plăcut lui Dumnezeu. Vă reamintesc, dragii mei, că despre David, Dumnezeu cândva a depus o mărturie extraordinară. Și a spus cândva lui Samuel, Dumnezeu i-a spus: am găsit pe Isai, am găsit pe David, fiul lui Isai Betleemitul, om după inima mea, care va împlini toate voile mele. Atunci când au fost rostite aceste cuvinte despre David, David era un tânăr. Era încă la oi. Cea mai mare parte a timpului o petrecea pe câmp, păzind oi de tatălui său. Dar Dumnezeu privea peste vreme la tânărul acesta, a văzut deja câteva calități în el, prin vreme prevedea Dumnezeu și altele și a depus despre el această frumoasă mărturie. Cândva am cugetat la David și am ajuns la concluzia că despre el au vorbit mulți. Au vorbit despre el prietenii, au vorbit dușmanii, și a vorbit și Dumnezeu. Ce au spus prietenii putea să fie subiectiv. Prietenii ți iartă multe. Ce au spus dușmanii despre el nu-i foarte important. Și ei pot să fie subiectivi. De multe ori inventează. Cel mai important lucru este ceea ce poate să spună Dumnezeu despre mine sau despre tine. Și cum spuneam despre David, Dumnezeu a depus o mărturie extraordinară. În întâmplarea aceasta ne este zugrăvită una din trăsăturile pe care Dumnezeu le-a apreciat la David. Dar aici am să fac o paranteză cu îngăduința dumneavoastră. Cu vreo 3 secole și jumătate înainte de nașterea Domnului Iisus Hristos în lumea locuită de fiii oamenilor, că eu nu numesc lumea noastră, că nu e a noastră, altcineva a creat-o și altcineva o susține. Lumea este locuită de fiii oamenilor, că așa a hotărât Creatorul, slăvit să fie numele Lui. Ei bine, cu 350 de ani înainte de nașterea Domnului Iisus, în Grecia antică trăia un om cu numele Diogen. Probabil că vă amintiți de o singură întâmplare din viața acestui om. Vă amintiți probabil de întâmplarea aceea când Diogene, în mijlocul zilei, în agora, piața ateniană, se plimba cu o lumânare aprinsă. Și cineva l-a întrebat: Diogene, ce faci cu lumânarea aceasta aprinsă în miezul zilei? Lumina în Grecia este foarte puternică la miază. Și Diogene a răspuns: caut un om, dar caut un om cinstit. Omul ăsta care avea să devină în cele din urmă un filozof foarte aspru la vorbă, spunea la un moment dat că e surprins. Că a văzut că oamenii nu se iau la întrecere în virtuți și în a face bine. Ci oamenii se iau în vremea lui la întrecere în a-și face rău unii altora. În a se lovi unii pe alții și în a se săpa unii pe alții. Asta a observat el. Aș vrea să adaug aici cu privire la omul acesta, avea obiceiul de a spune lucrurile așa pe nume, într-un mod câteodată foarte, foarte dur. Mulți l-au apreciat pentru această calitate. Alexandru cel Mare, auzind despre felul în care se poartă omul acesta, l-a apreciat și el a zis: dacă eu nu aș fi Alexandru cel Mare, mi-aș dori să fiu Diogen. Într-o zi s-au întâlnit. Alexandru era pe cal, iar Diogene stătea undeva jos, pe pământ. Și Alexandru l-a întrebat: ești Diogene? Da. Auzi, am auzit lucruri frumoase despre tine. Vino cu mine. Te voi face sfetnicul meu. Îți dau aur, argint, moșii, o casă mare și i-a mai promis și altceva, un lucru pe care mi-e jenă să-l amintesc. Nu vi-l spun acela. Ce zici, vii cu mine? Și aștepta răspunsul lui Diogene. Diogene se tot uita pe jos. La un moment dat și-a ridicat privirea și i-a zis lui Alexandru: ai putea să te dai la o parte? Îmi încurci lumina. Nu primezi lumina de la soare din cauza ta. Ăsta a fost răspunsul. Nu l-a interesat nimic.
Dar revin la observația lui de dinainte. A observat bărbatul acesta că oamenii din vremea lui se iau la trecere nu în virtuți și nu aș face bine unii altora, ci aș face rău în a se lovi și în a se săpa unii pe alții. Au trecut de atunci vreo 25 de viacuri. Lumea astăzi știe mult mai multe decât știa în vremea lui Diogene. Dar sportul acesta, cu ghilimele de rigoare, a rămas încă în picioare. Astăzi suntem mai rafinați în a ne face rău. Dar noi creștinii suntem chemați, așa cum a spus Apostolul Pavel, să nu ne lăsăm biruiți de rău, ci să biruim răul prin bine. Și este posibil. Și vreau să spun, dragul meu care mă ascult în această seară, poți să înveți de la David, dacă vrei, sau de la un alt personaj pozitiv din Biblie, că răul nu te biruiește sau că nu ești biruit de rău atunci când cineva îți face rău. Ești biruit de rău atunci când tu reacționezi nepotrivit la răul acela. Atunci ești biruit de el. Când ți se face rău, tu nu ești biruit de el. Watchmanii mărturisește într-una din scrierile lui că mergea odată între două orașe din China cu o mașină. Era un ceas de seară, era întuneric și din sensul opus venea o altă mașină. Șoferul celălalt venea cu faza lungă și lumina aceea era deranjantă. Fratele cu care călătoria Watchmanii, la volanul mașinii fiind, zice, ia uite cum vine șoferul ăsta. Vine cu faza lungă și mă deranjează. Să vezi ce am să-i fac. Îi pun și eu faza lungă. Și Watchmanii îi spune, auzi, tu nu faci asta. Dacă el face asta, tu nu faci asta. Nu lăsa pe celălalt să controleze felul în care tu reacționezi și trăiești. Dragii mei, nu știu dacă reușesc să mă fac bine înțeles, dar de multe ori putem constata că viața noastră nu este un șir de fapte pe care noi ne-am dorit să le facem, și sunt frumoase, ci de cele mai multe ori viața noastră este un șir de reacții la ceea ce fac alții în jurul nostru și ne afectează pe noi. Nu-i înțelept să lași pe altul să preia controlul vieții tale. Nu-i înțelept să lași pe altul să influențeze felul tău de a trăi. Cum să reacționezi tu? Tu trebuie să fii tu la volan și Dumnezeu deasupra ta. Dar niciodată cel de lângă tine care poate să-ți facă rău. Ne întoarcem acum la David și la Saul. Relația dintre cei doi a început frumos. Cândva Saul s-a uitat la tânărul acesta și l-a dorit în slujba lui. I-a trimis o scrisoare de la palat lui Isai Betleemitul, tatălui David, și a spus: lasă-l, rogu-te, pe fiul meu, pe fiul tău, în slujba mea. Și David a rămas acolo. David a fost pentru o vreme cel mai credincios slujitor pe care l-a avut Saul. Și ar fi rămas la fel de credincios toată viața. Cât ar fi trăit împăratul, David ar fi rămas, după cât cunosc caracterul lui, același slujitor credincios în slujba împăratului. Însă lucrurile s-au schimbat pentru că, s-o spunem deschis, vrăjmașul îi întâlnită pe oameni, pe unii împotriva altora. Aici, în cuvântul, în întâmplarea aceasta, veți vedea. Lovitura de maestru a vrăjmașului, a ispititorului, a acelea care de mii de ani strică relațiile dintre oameni. Lovitura lui de maestru este să ți-l zugrăvească pe celălalt în asemenea culori, încât în loc să-l vezi pe fratele tău sau pe Hristos în el, tu ajungi să vezi un dușman. De mii de ani s-a specializat în asemenea lovituri de maestru. Pentru că, încă o dată zic, David a fi fost cel mai credincios, cel mai curat la suflet, cel mai bun, cel mai înțelept,
cel mai destoinic slujitor pe care Saul l-ar fi putut avea vreodată în jurul lui. Însă, spunea, o lovitură de maestru, vrășmașul, a reușit să-l facă pe David, pe Saul, să-l vadă în David un adevărat dușman, acela care îi umbrea lui fericit. De mii de ani, cu lovitura aceasta de maestru, vrăjmașul distruge relații. Poate de vreo 2000 de ani încoace, vrăjmașul cu asemenea lovitură de maestru distruge biserici. De mii de ani distruge familii. Când doi soți se căsătoresc, dacă o întreb pe ea, îți va spune, el este alesul inimii mele. N-am găsit pe nimeni ca el. Îl iubesc. Dacă îl întreb pe soț, îți va spune, n-am găsit nicio tânără ca soția mea. Ea este cea mai frumoasă, cea mai bună. Și la o lună, la un an, la cinci, nu mă vezi că lucrurile se schimbă. De ce? Pentru că vrăjmașul a reușit acolo să distrugă relații. Lovitura de maestru să te facă să vezi în cel de lângă tine un concurent la fericire. Dacă o să câștigi el, fericirea nu-ți mai rămâne ție. Spuneam, Saul a pierdut. Într-o anumită măsură a pierdut și David. Că nu-ți e tot una an de zile să trăiești ca un fugar. Să-ți aduni lucrurile într-o desardă și să te muți astăzi aici și mâine acolo. Și să nu știi unde vei fi săptămâna viitoare. A pierdut poporul. Au pierdut toți, dacă vreți, într-o anumită măsură, mai mică sau mai mare. Cel mai mult cred că a pierdut Saul. Dar se pune întrebarea, a câștigat oare cineva din faptul că relația aceasta a fost ruptă? A avut cineva de câștigat? S-a bucurat cineva? Sigur că da. Evident s-a bucurat. Știți cine? Filisteni. Dușmanii împărăției poporului lui Dumnezeu, ăștia s-au bucurat. Ăștia nu s-au temut atât de mult de Saul pe cât s-au temut de David. Pentru că David, când era trimis la război, oriunde mergea, Dumnezeu era cu el și izbutea și se întorcea biruitor. De David, filistenii se temeau. De Saul, nu atât de mult. Iată, în primul verset, noi am citit că Saul s-a întors de la urmărirea filistenilor. Dar nu ni se spune că ar fi ieșit biruitor. Că ar fi izbândit ceva. Dacă ar fi fost vorba despre David, David se întorcea biruitor. Încă o dată spun, s-au bucurat dușmani de faptul că relația dintre cei doi bărbați s-a rupt și nu mai funcționa între ei. Vreau să merg un pic mai departe. Apostolul Pavel zicea în Romani, capitolul 12, versetul 21, dacă nu dau greș, câteodată mai fac confuzie între diferite texte, dar ideea, nu o greșesc, nu te lăsa biruit de rău, ci biruie răul prin bine. Ești biruitor asupra răului atunci când tu îl întorci cu bine. Ești biruitor. Și asta înseamnă că în mare măsură depinde de tine. Dacă vei fi biruitor sau dacă vei fi înfrânt. Uitați-vă de bună oară, Saul și-a luat cu el 3000 de soldați, cei mai viteji din armata pe care a avut-o la îndemână. Eu pun o întrebare, de cât folos i-au fost soldații aceștia 3000 lui Saul? E simplu, de niciun folos. De niciun folos. Pentru că atunci când au ajuns la stâncile țapilor sălbatici, au ajuns la peștera aceea, în peștera aceea n-au putut intra toți 3000 de soldați. 10000 de ar fi avut. Toți ar fi trebuit să rămână afară. Nu era o peșteră mare. Cea mai mare peșteră din lume, din câte mi-amintesc eu, este Mammoth Cave în Statele Unite. O rețea de galerii care a fost cartografiată până la vreo 250-280 de kilometri.
și încă nu s-a ajuns peste tot. În România, din câte știam, era o peșteră de 21 de kilometri. Dar în Țara Sfântă, peșterile nu erau mari. 3.000 de soldați lui Saul, oricât au fost de viteji, au rămas în afara peșterii. Și înăuntru în peșteră, ca să se odihnească, a intrat doar Saul și poate câteva gărzi de corp, bodyguardii lui. Însă la dreptul peșterii, poate la câteva zeci de metri, câteva sute de metri, era David și cu grupul de oameni de pe lângă el. Atunci când Saul dormea, David a fost încunoștințat că prigonitorul lui este la ușa peșterii. Că doarme. Fratele Sorin amintea aici că s-a găsit cineva între oamenii lui David să-i spună: și vă rog să remarcați ce limbaj parcă profetic folosea omul acesta. Iată ziua în care Domnul îți zice: dau pe vrăjmașul tău în mâinile tale, fă-i ce-ți va plăcea. Dacă nu ești atent când auzi un asemenea îndemn, ai fi tentat să patinezi și să faci răul. Să spui: am avut un cuvânt de la Domnul. Vă mărturisesc că mă îngrozesc câteodată când mă gândesc cu câtă responsabilitate se încarcă predicatorii și acei proroci care spun: așa vorbește Domnul, și Domnul n-a vorbit așa. De-ar fi știut omul acela din armata lui David ce avea să spună Domnul Iisus 1000 de ani mai târziu, 1050 de ani mai târziu. Și anume că omul va da socoteală de orice cuvânt nefolositor pe care îl va fi rostit cu gura lui. Cuvântul ăsta rostit de Domnul Iisus, noi îl luăm prea ușor, fraților. Că dacă noi cuvântul ăsta l-am luat în serios, dacă noi l-am crede că va trebui să dăm socoteală pentru cuvintele noastre, eu cred că ne-am pune trei, așa și așa. Când eram copil și am citit cuvântul ăsta, m-am gândit: dar oare cei care nu au grai și vorbesc prin semne? Limbajul lor este mai redus. Am lucrat într-o vreme cu un asemenea om timp de vreo 3 ani, și mi-aduc aminte că venea un coleg, un prieten de-a lui, care avea aceeași problemă de sănătate. Amândoi erau surdomuți. Și mă uitam la ei cum comunică, prin gesturi. N-auzeam un sunet. Și după vreo jumătate de ceas, aproape că mă durea capul, simțeam că trebuie să aud sunet și n-auzeam. Acum nu știu cum va judeca Dumnezeu în dreptul celor care nu cuvântă. Dar între noi nu-i nimeni în situația aceasta. Fraților, surorilor, cuvintele noastre ne vor scoate înaintea lui Dumnezeu vinovați sau vinovați. Când mă gândesc la lucrul acesta, mă cutremur. Și îmi dau seama că ar trebui să-mi schimb încă vorbirea. Mi-a schimbat un mult cu ajutorul lui Dumnezeu și încă mai am de îndreptat. Și trag nădejde că acela care m-a ajutat până aici mă va ajuta și pe mai departe. Dumneata înțelegi că vorbele pe care le rostești sunt cunoscute înainte lui Dumnezeu? Sunt evaluate, cântărite în cântarul lui? Înțelegi, dumneata care m-a spus, că dai socoteală de sfatul pe care îl dai copilului? De cuvântul pe care îl spui soțului? De cuvântul pe care îl spui soției? Dacă înțelegi cu adevărat, atunci vei spune ca și psalmistul: o strajă pun înaintea gurii mele. Și zice unul: David, aceasta este ziua în care Domnul îți zice: dau pe vrăjmașul tău mâine tale, fă-i ce-ți va plăcea. Știți de ce nu a reacționat David la cuvântul acesta? Pentru că el îl cunoștea pe Domnul. De aia. Și când îl cunoști pe Domnul, știi că Domnul vrea ca tu să faci bine și să nu faci rău. Și nu trebuie să vină să spună unul sau altul cu un limbaj religios, cu un limbaj deosebit. Dacă tu cunoști pe Dumnezeu, dacă îi cunoști principiile,
tu ești tare pe poziție și știi că Dumnezeu nu vrea să faci asta. Încep să te clatini numai dacă nu-L cunoști pe Dumnezeu. Dacă nu cunoști prea bine cuvântul lui Dumnezeu. Dumnezeu și-a revelat voia prin Scriptură. S-ar cuveni să-i fim mulțumitori mult mai mult decât îi suntem în mod obișnuit lui Dumnezeu. Pentru că mi-a revelat voia Lui care este bună, plăcută și desăvârșită în Scriptură. Este scris. Și când tu cunoști pe Dumnezeu și cunoști voia Lui exprimată clar, frumos în cuvântul Lui, nu te mai clatină ce spune unul sau altul, că este mai mult sau mai puțin inspirat. Nu! Tu știi ce ai de făcut. În seara aceasta, eu vreau să-ți spun ceea ce îmi spun și mie. Biruiește răul prin bine. Atunci când ți se face o nedreptate, bucură-te că ai ocazia să treci o victorie în palmaresul tău. Te uiți, câteodată m-am avut prin ziar și eu, la noi la lucru, eu nu cumpăr ziare, nu dau niciun ban pe ziare, tot mă îmbie la telefon, dar eu refuz categoric. Dar la lucru ne aduce cineva ziarul și eu trebuie dimineața să-l iau și să-l duc acolo în biroul șefului. Și mai arunc o privire. La pagina sport câteodată mă uit și vezi despre un boxer care ofișă 19 linie 0, linie 0. Nu știu prea multe despre sportul ăsta, dar știu. Care 19 victorii și n-a pierdut niciuna. Întreabă-te și să mă întreb și eu. Palmaresul care se scrie în dreptul meu și în dreptul tău, cum arată? Ai avut poate 25 de împrejurări până acum, poate 50, în care cineva ți-a făcut rău. În câte din aceste împrejurări tu ai ieșit biruitor și în câte s-a încheiat remiză și în câte ai fost înfrânt? Poate ar trăi Diogene în vremea noastră, cred că s-a luat cu mâine de cap. Și astăzi, oamenii fac rău. Dacă oamenii n-ar fi preocupați să-și facă rău unii altora, lumea n-ar arăta așa cum este ea acum. Dacă oamenii ar fi așa cum i-a gândit Dumnezeu la început, astăzi n-am avea tribunale, n-am avea judecători, n-am avea comisii care se toace din buget zeci și sute de milioane de dolari și banii aceia ar fi folosiți pe lucruri mai folositoare. N-am avea polițiști, n-am avea avocați. Dar toate lucrurile acestea există. Pentru că oamenii nu mai sunt așa cum Dumnezeu i-a intenționat să fie. Tu poți schimba mica lume din jurul tău. Făcând bine. Luând decizia ca în orice împrejurare să răspunzi cu bine. Depinde de tine. Dar dacă Dumnezeu ți-a lăsat libertatea de a decide, vreau să te conștientizez că ți-a așezat pe umeri și responsabilitatea împreună cu libertatea aceasta. Tu poți să faci rău și să zici i-am arătat eu lui. Dar asta e o înfrângere trecută în palmaresul tău. Și dacă tot s-a vorbit în seara aceasta despre diferența dintre oameni duhovnicești și oameni firești, vă rog să mai remarcați un lucru și cu aceasta și închei. David a tăiat o bucățică din mantaua lui Saul. Nici pe aceea n-ar fi tăiat. S-a fi temut și s-a temut să o taie, că de aceea i-a bătut inima cu putere. A tăiat-o pentru că a vrut să-i arate lui Saul o probă. O dovadă. Că Saul a fost în mâinile lui David și că David nu i-a făcut rău. S-a trezit Saul, a ieșit din peșteră și nimeni din tabăra lui n-a băgat de seamă că lipsește o bucățică din manta. Că dacă ar fi băgat de seamă, ar fi început vânzoleala în tabără. S-ar fi făcut anchetă. Bodyguardii ar fi răspuns cu viața, că nu l-au păzit bine pe împărat. Nimeni
n-a observat. Până când David a ieșit și de departe a strigat către Saul. Dar încă o dată vreau să subliniez pentru acea bucățică mică de manta. Lui David i-a bătut inima. Pentru că omul lui Dumnezeu, omul care se străduiește să fie plăcut lui Dumnezeu, să știți că se teme să facă chiar și cel mai mic rău. Un capăt de aț. Există creștini care sunt dispuși să facă răul fără să simtă măcar vreo remușcare. Există oameni care sunt în stare să facă lucruri mari și grele fără să simtă o mustrare de cuget. Acolo e o conștiință împietrită. Un om duhovnicesc se va teme să facă chiar și cel mai mic rău sau cea mai mică pagubă semenului său. Doamne, pune și noi această teamă. Amin. Amin. Am să vă invit, dragii mei, să vă ridicați împreună cu mine în picioare. Timpul părtășiei noastre, atâta cât a fost rânduit pentru seara aceasta, s-a încheiat. Dar aș vrea în seara aceasta să ne întoarcem spre Domnul cu mulțumire și cu recunoștință. Ne-a făcut Domnul în ziua de astăzi parte de multe binecuvântări, de un fel sau de altul. În ce mă privește, cea mai mare binecuvântare de care m-am bucurat în ziua de astăzi a fost că am putut să stau cu Domnul la masă, la părtășie, la